Ai marcat primul și singur gol de până acum al echipei naționale într-o 21 din 2024. Ești pregătit să repeți performanța și în aceste două jocuri? Cu siguranță sunt pregătit oricând și oriunde și sper să îmi fac treaba cât mai bine în primul rând și echipa să aibă evoluții bune în aceste două meciuri și dacă o să am ocazia să înscriu, o voi face. Ne amintim și golul din partida cu Anglia la 20. Te consideri un jucător de execuție? Nu mă consider un jucător de execuție. Sunt acel jucător muncitor care e de folos echipei și când se ivește ocazia de a da la poartă, nu ezit. Cum vezi cele două meciuri din luna septembrie? Care ar putea fi aturile României? Sunt două meciuri grele cu împotriva a două echipe dificile și atul nostru cred că este, nu cred, 100% este munca în echipă și atitudinea. Revii pe stadionul din Târgoviște, locul unde practic ai debutat pentru echipa națională. Da, îmi aduc aminte, acel moment am avut foarte mari emoții, suporterii au fost extraordinari și cu siguranță nu o să uită acel moment. Ce ar însemna pentru tine o prezență la Euro alături de echipa națională? Ar fi un vis devenit în realitate. De asta m-am apucat de fotbal și cu siguranță vom reuși acest lucru. Îți vin în minte poate și imaginile cu suporterii din România și Germania în această vară, cum s-au făcut de aceștia pe stadioane? Da, chiar mi-aduc aminte primul meci cu Ucraina. M-am uitat la televizor și chiar îmi doream să fiu acolo, măcar în tribune. Dacă ar fi să caracterizezi prezența la lotul național într-un cuvânt, care ar fi acela? Familie. Deoarece suntem unul pentru celălalt și luptăm în echipă și nu ne dăm bătuți. Orice ar fi.